Bună ziua, dragii mei, bun venit, domn profesor vlog, episodul cât este? 15? Bănuiesc. Eu sunt Mihai Vârtejaru și o să reîncep seria de vloguri cu premii. Primul premiu din seria asta o să fie Maestrul și Margareta într-un exemplar excepțional. Este publicat la editura Humanitas în condiții grafice foarte bune. Traducerea este de Ion Covaci, este una dintre cărțile care mi-a plăcut mie cel mai mult atunci când am început să citesc și mi-a rămas în inimă. Acum, dacă vreți să participați la concurs și dacă vreți să dați un share la acest episod pentru a putea intra într-o mică tombolă să câștigați volumul respectiv, o să am mare rugăminte să vă uitați în descrierea videoclipului. Am pus episodul despre concursuri. Uitați-vă mai întâi la episodul respectiv și apoi dați un share responsabil. Numai după ce știți toate regulile pentru a nu fi probleme sau neînțelegeri, mofturi și așa mai departe, mai întâi vă uitați la el, apoi reveniți și vă decideți dacă vreți să participați la o tombolă pentru a câștiga acest volum. Acum, de ce am ales eu Maestrul și Margareta? Unul la mână pentru că este o carte foarte interesantă, doi la mână pentru că atunci când mi-a fost explicat despre ce este vorba în romanul ăsta, mi-a atras atenția, mi s-a părut o carte demnă de citit, mi-a plăcut foarte mult atunci când l-am citit. Trei la mână este un clasic al literaturii ruse contemporane, unul dintre cele mai bune romane rusești din secolul 20. Patru la mână nu este chiar atât de cunoscut de foarte mulți, aparent. Am întrebat mai mulți oameni care chiar citesc dacă l-au citit și se pare că habar n-aveau de el și consider că este o carte care merită citită. Este informativ, este amuzant, este entertaining, poate să fie citit ca un fel de bazm contemporan. Despre ce este vorba în acest roman? Este vorba de un maestru și o Margareta, bineînțeles. Nu. Romanul se petrece pe trei planuri diferite, și anume, primul plan este Moscova, deceniului 3, din secolul 20, sub dominație leninistă, și un loc destul de mohorât și destul de nesimpatic în care își face apariția un domn. Cel de-al doilea plan al acțiunii, între care oscilează puțin cartea, este primul secol al erei creștine, când este adus în fața lui Pilat din Pont, guvernatorul Iudei, un tânăr răzvrătit pe nume Iosua Hanoțhei, adică Iosua din Nazaret. Și despre ce se întâmplă între ei, ce se vorbește și toate detaliile pe care nu am avea de unde să le știm. Cel de-al treilea plan al lecturii este în continuare Moscova deceniului 3, dar este mult mai multă materie autobiografică a lui Bulgakov. Este câte ceva despre greutățile romanului respectiv și despre cum anume ar fi ajuns să-l termine, să-l publice, să nu-l publice. Foarte interesantă este cartea pentru că a avut o viață extrem de tumultoasă. A fost pierdut de mai multe ori, a fost ars de mai multe ori, cenzurat, însă întotdeauna Bulgakov a reușit să-l rescrie din memorie. Vă dați seama ce înseamnă să scrii o capodoperă, să o pierzi sau să-ți fie cenzurată sau să-ți fie tăiată sau să-ți fie răpită de către flăcări și tu să trebuiască să o rescrii din memorie. Se pare că Bulgakov chiar a făcut lucrul ăsta și este una dintre aspectele interesante ale cărții. Acum, este o carte puțin seducătoare pentru că ne prezintă și greutățile unui scriitor de geniu și peripețiile lui prin aziluri și prin sărăcie. Ne prezintă și primul secol al erei creștine din perspectiva lui Pilat din Pont și ne prezintă și deceniul 30 din Rusia leninistă, unde își face apariția în primul capitol doctorul Voland. Cine este doctorul Voland? Dacă ar fi să ne uităm puțin în Faustul lui Goethe, o să vedem că Mefistofel sau diavolul se recomandă la un moment dat drept Voland. Așadar, acest străin misterios, foarte bogat și deosebit de finuț, care este practic un străin venit în capitala Rusiei, în Moscova, discutând cu doi scriitori și oameni raționali moscoviți, se arată a fi diavolul. Este diavolul venit pe pământ ca să se distreze puțin. Și acum, cum se distrează diavolul puțin în Moscova? Creează tot felul de probleme, creează tot felul de situații tragicomice,
manipulează, organizează spectacole de magie, se joacă puțin cu mințile oamenilor și, bineînțeles, face toate lucrurile acestea cu anturajul său. Anturajul său este compus dintr-o mulțime destul de pestriță de personaje. În afară de oamenii moscoviți, care sunt fascinați de el, bineînțeles, pentru că este Dracula în persoană, îl avem pe valetul său personal, Coroviev. Ce înseamnă numele Coroviev? Oricum, fiecare personaj are câte un nume și fiecare nume trebuie să însemne ceva. Dacă doctorul Voland este luat din Faust și foarte mult din mitul faustian este prezent și în cartea noastră, Maestru și Margareta, Coroviev este fostul maestru de cor. Este văzut ca un fel de asistent al lui Voland, un individ destul de ciudățel. Este numit fostul maestru de cor tocmai ca să arate originea angelică a demonilor, pentru că se presupuneau că demonii erau organizați în cete îngerești și coruri îngerești înainte de căderea lui Satan. Și tocmai de asta este asistentul său numit Coroviev, pentru că el era dirijorul corului angelic, acum a devenit demon. Un al doilea personaj foarte interesant este Azazelo, deși pare un nume latin, un nume italian. Azazel este, de fapt, demonul deșertului din mitologia biblică și, provenind tot din cartea lui Enoch, este numit puternicul lui Dumnezeu și este un fel de fiară care locuiește în deșert, căruia trebuie să-i fie aduse sacrificii o dată pe an, de Yom Kippur, pentru a spăla păcatele neamului lui Israel. Deci este tot o figură demonică de proveniență biblică. O mai avem, bineînțeles, pe Hela, care este o vampiriță sexoasă, de proveniență bănuiesc eu din mitologia nordică, acolo unde Hel sau Hela este zeița iadului. Și cel mai colorat posibil personaj dintre toate îl avem pe Behemoth, care este o pisică gigantică, neagră, vorbitoare. Acum, este destul de simpatică, între paranteze, Behemoth este un fel de monstru provenit din cartea lui Iov, din Biblie, așadar toate personajele au o proveniență întrucâtva biblică. Behemoth este un pic la cuțite cu Coroviev, se ceartă, se împung, sunt prieteni, se sabotează reciproc, însă toate aventurile lor sunt destul de captivante și pe locuri amuzante. Ca exemplu de farsă sau de iluzie creată de acești indivizi, să vedem la ce folosește crema pe care Azazelo i-o dăruiește Margaretei, și anume, cu vârful degetului, întins o tușă subțire de cremă pe podul palmei, simțind mai intens miasma de pădure umedă și de ierburi putrede. Apoi cu palma a început să-și ungă fruntea și obrajii. Crema se întindea cu ușurință și, după cum i se păru Margaretei, se evapora instantaneu. După câteva masări, Margareta se uita în oglindă și scăpă cutiuța drept pe sticla ceasului, care plesni, acoperându-se de nenumărate fisuri fine. Închise ochii, redeschise, se privi din nou și izbucni într-un hohot nebun de râs. Sprâncenele ei, subțiate cu penseta la capete, se îndesiseră deodată, descriind două arcuri negre de o regularitate perfectă deasupra ochilor, a căror iriși verzi străluceau mult mai viu. Ridiu subțire de la rădăcină nasului a apărut atunci. În octombrie, când dispăru maestrul, pierise fără urmă, dispăruseră și umbrele mici și gălbui de la tâmple și zvârșiturile abia vizibile de la colțurile ochilor. Pielea obrajilor căpătase o tentă trandafirie uniformă, fruntea îi devenise albă și curată, iar zlufii făcuți de coafeză cu cleștele de frizat se dezrăsuciseră. Ce face Margareta după ce se dă cu crema dăruită de Azazelo și redevine tânără și este goală? Ei bine, ia o mătură. Și nu o să vă vine să credeți, dar o să citiți în carte mai mult. O altă scenă foarte interesantă este balul pe care îl face doctorul Voland împreună cu Margareta, care este, bineînțeles, încoronată ca fiind un fel de regină a iadului și a blestemăților, undeva unde ar trebui să se distreze lumea și să se amestece cu tot felul de aristocrați, dar de unde să provină acești aristocrați, pentru că ar fi cam de prost gust să fie din aristocrația rusească a vremii, nu? Așa că doctorul Voland cheamă tot felul de persoane deosebite din decursul istoriei. Citez.
Aceste 10 secunde îi se părură Margaretei îngrozitor de lungi. În mod evident, ele se scurseră de mult, fără să se fi întâmplat absolut nimic. Dar deodată ceva bufni în enormul șemineu și din vintrele lui lunecă în holo spânzurătoare, pe șafodul căreia se bălăbânea un schelet cu osemintele pe jumătate prefăcute în colb. Scheletul se desprinse din ștreang și, prăvălindu-se pe podea, moment în care, în locul lui, răsări un bărbat frumos, cu părul negru, în frac și cu pantofi de lac. Din șemineu mai lunecă un sicriu mic, pe jumătate putrezit, a cărui capac sări, lăsând să se rostogolească afară o altă grămăjoară de oase. Acest al doilea schelet se transformă într-o femeie goală, foarte fâșneață, în pantofi negri și cu pene negre pe cap. Amândoi, bărbatul și femeia, porniră în grabă să urce pe scară. Primii invitați, exclamă Coroviev. Domnul Jacques cu soția. Vă prezint, regină, un bărbat dintre cei mai interesanți. Calpuzan patentat, trădător de țară și un strălucit alchimist. Și-a cucerit faima, șopti Coroviev la ureche Margaretei, otrăvind-o pe amanta regelui. Recunoașteți că nu oricine este în stare de așa ceva și uitați-vă cât de splendid arată. Acum, de ce spun că este un fel de baz contemporan? Pentru că se ia o locație reală, contemporană, Moscova lui Lenin din anii 30, se ia protipendada literară, reprezentată la începutul cărții de către cei doi scriitori, Berlioz și Bezdomnoi, între care intervine dracul, care, apropo, nu este un drac ateu. Majoritatea fiind atei în această zonă, dracul își bagă coada și încearcă să-i facă pe cei doi să creadă în existența lui Dumnezeu, în existența lui Hristos, deoarece avea scuza că el era un martor ocular la evenimentele întâmplate în Galileea acum 2000 de ani. Romanul este plin de tot felul de episoade din astea amuzante, distractive, misterioase, care frizează logica și la un moment dat îl vedem pe Behemoth, pisica gigantică care urcă într-un autobuz și dă să-și plătească singur biletul și nimeni se pare că nu are vreo problemă cu asta. Se petrec o groază de farse, de distrugeri și de lucruri captivante. Cel mai bine o să vă las pe voi să descoperiți cartea. Este una dintre cărțile mele preferate de când m-am apucat eu să citesc, Maestrul și Margareta. Luați-o, citiți-o și dacă nu aveți bani, dați un share și poate o câștigați pe asta. Vă pup!